și pe Mihaela că este, a fost cu mine când ne-au acuzat la prima noastră interacțiune că noi am fi vorbit de colegii noștri urât în spatele camerelor când a fost la acea interacțiune și s-au închis camerele. Noi n-am vorbit deloc despre colegii noștri urât. Asta s-a inventat să ne pedepsească oarecum, să avem o problemă, pentru că n-am vrut să ne sărutăm. Da? Să înțelegeți cum decur lucrurile. Au dat vina pe cineva din staff, acea persoană n-avea vina, n-a spus nimic, era tot o minciună. Cum i-am dat eu seama? Hai să vă zic. Nu sunt atât de fraier să nu-mi dau seama. Eram în momentul de față și Andreea m-a acuzat că eu aș fi zis așa ceva. Sunt multe lucruri care stă iată la montaj, care nu le vedeți. Și eu mă uit în ochii și zic, serios? Nu mi-aduc aminte, spuneți-mi dumneavoastră. Și mă uit la Bianca și Bianca se uita așa la mine, nostalgică, cum că îi pare rău în ce situație sunt. Și zic, Bianca, când doamna Andreea vorbea cu Mihail, îi zic, Bianca, eu n-am zis nimic, nu există așa ceva. Face Bianca, știu, dar trebuie să zici ceva. Cum că trebuie? Și-a făcut așa o față cum că, bă, continuă jocul, că dacă nu intri, ai intrat în fără, trebuie să joci. Cum să inventez eu să mă îngrup pe mine, să mă auto-îngrup, să zic că da, am vorbit de ăștia, le-am zis vrute și nevrute. Și cum nu exista nimic, n-aveau cu ce să mă acuze. Am zis, spuneți ce am zis. N-aveau ce. A, că l-ai făcut cățel pe Marinel. Păi stați așa, asta am zis-o lui Marinel în emisiune. Nu am zis-o în spatele camerelor. Și dacă o ziceam, repetam ce am zis în emisiune. Nu este ceva nou, dar n-am făcut asta, n-am vorbit de Marinel, Doamne ferește, n-am nimic cu el. Și nici de Ionuț Stoica n-am vorbit, nu. Eu cu Mihaela vorbeam de noi doi, de chestii de ale noastre, nici de cum de ei. Dar de acolo a început, pac, pac, atacurile. Și tot felul de invenții, că am copii, că dau mesaje răutăcioase și dau like la mesajele răutăcioase, despre producție și doamna Andreea, că am dat like-uri. Au spus-o în program, ca lumea să afle, dar în spatele camerelor m-am dus cu telefonul, uitați, ăsta este Instagramul meu, nu este ăla care dumneavoastră mă acuzați. Deși știu Instagramul meu, știu Facebook-ul meu, știu și cât am la picior. Înțelegeți? Când intri, trebuie să scrii Facebook, Instagram, TikTok, tot. Și te iau control 100%, știu că ăla nu e Instagramul meu, știu că ăla e un fanpage, știu că fanpage-ul ăla... acel Instagram avea 200 de urmăritori, eu aveam 10.000. Ei știau clar că eu nu sunt ăla, dar m-au acuzat ca voi să mă aveți rău la ochi, să bat rău. Știți? Că eu n-am făcut asta. Eu am dovedit bine și mi-a zis în spatele camerei, ok, scuze, pa. Dar lumea nu știa că e scuze, că e pa, că n-am fost eu ăla. Lumea mă acuza, intram pe live-uri și zicea și pa, 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 și uite așa, și tot așa. Înțelegeți?